Bursa locurilor de muncă pentru tinerii defavorizați a fost organizată vineri 22 noiembrie la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava. Angajatorii care au participat la bursă au oferit locuri de muncă în următoarele domenii: alimentație publică, construcții, prelucrarea lemnului, intermedieri financiare și cadastru. Este o bursă specială pentru tinerii care sunt supuși riscului de marginalizare socială. Din categoriile în care se încadrează acești tineri, pentru astăzi am ales tineri care provin din sistemul de protecție a copilului, tineri cu dizabilități și tineri care au fost victime ale traficului de persoane. Aceasta datorită unei colaborări pe care am stabilit-o împreună cu Direcția pentru Protecția Copilului și cu Agenția Națională pentru Traficul de Persoane. Este prima bursă de acest gen pe care o organizăm. Este o participare care a depășit ceea ce ni s-a confirmat până în prezent, în sensul că dacă până ieri aveam confirmată participarea a un număr de 10 angajatori cu număr de 33 de locuri de muncă vacante, am constatat cu plăcută surprindere că urmare a comunicatelor pe care dumneavoastră presa le-a difuzat, am stârnit interesul și altor angajatori care s-au prezentat cu locuri vacante pentru aceste categorii, iar pe de altă parte au venit și persoane din afara celor două instituții la care am apelat pentru organizarea acestei burse, tot datorită faptului că au citit în presă și au apreciat, au venit cu speranța aici că își vor rezolva problema unui loc de muncă. Acțiunea de vineri s-a adresat tinerilor cu dizabilități aflați în evidența agenției, celor care au fost victime ale traficului de persoane, tinerilor care provin din sistemul de protecție socială sau care au executat pedepse privative de libertate și tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani, care au copii în întreținere. Deocamdată nu, am ajuns de curând și trebuie să mă interesez mai bine. Acum eu sunt licențiată, am făcut facultatea de silvicultură și acum sunt în curs la masterat. Putem socializa și putem întâlni angajatori, este foarte benefic. Două posturi de vânzător, magazin alimentar, un pasnic și un muncitor necalificat. La bursă au participat și câțiva oameni din cei care au fost ținuți sclavi pe plantațiile din Portugalia. Am referit cazurile la atenția Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă. Cred că e al treilea eveniment, dar e un eveniment cu prioritate pe grupul focus al nostru, pe victime ale traficului de persoane. Sunt oameni, da, care din lipsă de informație, din naivitate, nu au apelat la surse singure, cum sunt cele de astăzi și cum e și activitatea de astăzi, ci au luat informația de pe internet, de pe diverse canale de informații, informația nefiind justificată și au ajuns, din păcate, în situația de a fi victima ale traficului de persoane. Deci s-au luat bunuri, au fost depozitați de acte de identitate, au fost păcăliți, au fost practic tratați ca niște sclave pe niște plantații.